că plăcuțele trebuie să conțină și cifre, motiv pentru care l-au sancționat dur pe șofer. I-au întocmit dosar penal și i-au ridicat și numerele, dar și permisul auto. Până astăzi însă, bărbatul a fost verificat de 3 echipaje de la rutieră, care i-au urat drum bun de fiecare dată. Răzvan Ștefănescu a intrat în România pe 17 iulie. La Vama Nădlac, șoferul a achitat rovinieta și și-a văzut de drum. Primul echipaj l-a oprit la Hunedoara. L-a verificat, a constatat că autovehiculul este înmatriculat legal în Suedia, țara care permite înregistrarea de plăcuțe de înmatriculare personalizate pentru 640 de euro și i-a urat drum bun. Știrea că un șofer circulă prin țară cu numere anti-PSD s-a răspândit rapid. Șoferul a fost lăsat să circule în voie, fără să bănuiască faptul că în tot acest timp poliția căuta să afle dacă are sau nu voie cu numere obscene. Ofițerii noștri susțin că au cerut clarificări din Suedia. Primul răspuns a venit pe 20 iulie, dar bărbatul a fost lăsat să circule și după această dată. În Craiova m-a oprit poliția, mi-au luat actele, aveam drept de circulație, mi-au dat actele înapoi, drum bun. Abia la 13 zile de la revenirea lui Răzvan Ștefănescu în țară, polițiștii au luat măsuri. La ora 6 dimineața, un echipaj l-a oprit în drumul spre mare cu familia, undeva pe bulevardul 1 decembrie. I-au ridicat plăcuțele pe loc, pe motiv că sunt ilegale, dar și carnetul auto. Bărbatul s-a ales și cu dosar penal. Convenția de la Viena prevede că numerele de înmatriculare sunt prevăzute fie cu cifre, fie cu cifre și litere. Iar acest număr de înmatriculare personalizat era constituit numai din litere. România nu permite folosirea altor numere. Era o situație inedită și pentru poliția. Este o situație inedită pentru noi, astfel că pentru o documentare corectă s-au solicitat autorităților de aplicare a legii din Suedia lămuriri cu privire la situația juridică a autoturismului și a cadrului legal. Ambasada Suediei la București a confirmat în exclusivitate pentru B1 TV că numerele de înmatriculare sunt legale, dar că decizia finală aparține României. The owners of the personalized car plates, they should also always bring the original plates, because there might be countries that don't want the people to drive with the personalized car plates, and then they can change them to the original plates. Our original plates looks a little bit like the Romanian ones, with numbers and letters. Every country decides what kind of vehicles are allowed to travel in their countries. Și șefii din poliția rutieră spun că, într-adevăr, șoferul ar fi trebuit să aibă pe lângă numerele preferențiale și un set de numere normale, doar că... O să verificăm aceste aspecte și revenim cu detalii. Când am plecat, i-am intrat ok, nu mai am dreptul de conducere, dar pot pune celelalte plăcuțe originale și mi-a spus doamna subinspector că nu am dreptul nici acele plăcute să le mai folosesc. Conform normelor de circulație internațională, orice mașină trebuie să fie înmatriculată, adică să aibă o literă care să identifice țara de unde provine, cifre și ulterior litere, adică exact plăcuțele de înmatriculare pe care șoferul susține că voia să le pună, dar nu a fost lăsat să o facă. Cazul lui Răzvan Ștefănescu a adunat oamenii în stradă. Mai multe persoane s-au adunat la sediul poliției rutiere din Udriște ca să-l susțină pe șoferul cu numere anti-PSD. Iar după ce mașina cu plăcuțe personalizate în Suedia a făcut senzație în România, o familie de români din Belgia promite să le dea noi bătăi de cap polițiștilor. Membrii familiei au anunțat că vin în țară cu un autoturism al cărui număr de înmatriculare este inscripționat jos PSD. După ce aproape două săptămâni l-au lăsat să circule pe drumurile din România pe șoferul cu numere de înmatriculare jignitoare la adresa PSD, după care au decis să-i retragă numerele și să deschidă dosar penal pe numele lui, iată că polițiștii români s-ar putea confrunta cu o nouă problemă de acest fel. O familie de români din Belgia a anunțat că vine acasă cu un alt autoturism anti-PSD. Mihai George Ciobanu a postat pe Facebook fotografii cu familia sa și cu mașina, iar în poze se vede numărul personalizat. Dacă poliția rutieră a susținut că numărul anti-PSD nu poate fi utilizat în țara noastră pentru că nu are în componență și o cifră, în cazul familiei Ciobanu nu va exista această problemă. În plus, mesajul nici nu este obscen, ci doar anti-PSD. Ploile căzute în ultimele zile au făcut prăpăd în Hunedoara. Două persoane au fost luate de viitură la cheile Crivadiei, iar o echipă de salvamontiști s-a luptat de 10 de minute să se aducă pe uscat. Încercăm să aflăm mai multe detalii despre operațiunea de salvare de la Ovidiu Bodeanu, director Salvamont Hunedoara. Bună seara! Bună seara! Spuneți-ne, vă rog, pentru început, cum a decurs operațiunea de salvare? Da, am fost alertat că în cheile Crivadei sunt două persoane prinse de viitură.
E vorba de un bărbat de 55 de ani și o fată de 15 ani, fata persoanei respective. Au fost în vizită în cheile private, echipat destul de sumat, cu tricouri, cu sandale de plajă. A venit viitor, au crescut apele, au fost prinși undeva între două cascade. Am intervenit cu 5 salvatori din echipa de la Salvaspeo și cu 2 salvatori montani. Maxim o oră a durat acțiunea de recuperare a celor două persoane. Au fost predate la SMURD pentru o evaluare. Au avut nevoie, să înțelegem, cele două persoane de ajutor medical? Au fost internate? În ce stare sunt acum? Ne puteți spune? Starea lor este foarte bună, stabilă. Nu au avut nevoie de internare, doar de un control și o evaluare. Un pic hipotermic, pentru că s-au dat, au stat acolo aproape o oră. Norocul lor a făcut ca să fie semnal în acea zonă, au știut unde să sune și ne-au indicat cu exactitate, trimițându-ne coordonatele. Am putut foarte ușor să-i găsim și foarte repede. Ovidiu Bodanu, director Salamont, Hunedoara, mulțumim foarte mult pentru intervenție și precizări. Mergem mai departe. Avem cea mai ploioasă vară din istorie, iar veștile proaste continuă. Meteorologii au emis noi avertizări de furtuni, vijelii și grindină pentru vestul, centrul și nordul țării. Codul galben de ploi torențiale a fost prelungit pentru 20 de județe. Cantitățile de apă vor depăși 60 de litri pe metru pătrat. Aceste imagini au fost surprinse în comuna Cobor din județul Brașov după o ploaie torențială care nu a durat mai mult de jumătate de oră. Pe versanții munților s-au format torenți care s-au scurs către zone locuite. Localnicii nu se așteptau la asemenea prăpăd pentru că de ani buni nu au avut parte de inundații. Totul s-a petrecut fulgerător. Marți, aversele revin în mai multe serii și apar în majoritatea zonelor, dar vor fi mai extinse în sud, în centru și est. Ținând seama de evoluția fenomenelor meteorologice în perioada imediat următoare, Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare meteorologică cod galben. Practic, vor fi perioade de timp în care se vor semnala averse, frecvente descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului cu aspect de vijelie și chiar căderi de grindină în nordul Moldovei, local în Transilvania și Oltenia, în zona Carpaților Oriental și Meridional, precum și în zona munților Banatului. Vorbim practic de cantități de apă ce vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat și izolat 50-60 de litri pe metru pătrat. În același timp, hidrologii au emis un cod portocaliu de inundații pe mai multe râuri din țară, în condițiile în care ploile din ultimele zile au provocat deja viituri, iar precipitațiile care sunt așteptate în următoarele zile vor agrava situația. A avut zile, bărbatul luat de viitură în județul Vâlcea împreună cu o fetiță de 11 ani a fost găsită teafăr într-o pădure aflată la 2 km distanță de satul unde s-a produs nenorocirea. Din păcate, copilul acestuia a pierit în apele învolburate. Fetița a fost găsită aseară în stop cardiorespirator și a murit. Bărbatul și fetița au fost luați pe sus de apele pârâului Bârlui. Copila a fost găsită câteva ore mai târziu, dar nu a mai putut fi salvată din stopul cardiorespirator în care intrase. Bărbatul a fost găsit astăzi de către pompierii militari, o distanță de aproximativ 2 km de locul în care a fost surprins de viitură împreună cu fetița declarată decedată. Bărbatul a fost găsit într-o zonă împădurită, aproape de Cătunul Bârlui, de unde este deloc. Omul le-a declarat specialiștilor ISU că tocmai se ducea acasă. Acesta era teafăr, nu avea niciun fel de problemă. L-au preluat organele de anchetă pentru a stabili toate împrejurările în care s-a produs evenimentul. Bărbatul a încercat să treacă apele învolburate ale pârâului Bârlui, care traversează localitatea Lădești, împreună cu fetița de 11 ani și cu mama acesteia. Cu toții veneau spre casă în jurul orei 20, când au fost surprinși de viitură. Singura care a ajuns la mal a fost mama copilei. Bărbatul găsit teafăr are 45 de ani și a lucrat cu ziua în gospodăria părinților fetiței. Doi tineri și-au pierdut viața în urma unui grav accident rutier produs în localitatea Movileni din județul Olt. În accident au fost implicate două autoturisme în care se aflau 4 persoane. Una dintre mașini a intrat pe contrasens. Impactul a fost
deosebit de puternic. Din nefericire, în momentul în care salvatorii au ajuns la locul accidentului, două dintre victime, un tânăr de 23 de ani și iubita lui, o adolescentă de 18 ani, erau deja decedați. Ambulanțele au preluat un bărbat și un copil de 12 ani, răniți grav. Fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și fostul său subaltern, Mircea Negulescu, zis Portocal, au fost suspendați din magistratură. CSM a luat această decizie după ce au fost plasați sub control judiciar. Onea și Negulescu sunt urmăriți penal pentru cercetare abuzivă și falsificare de probe în dosarele deschise pe numele unor oameni de afaceri, dar și politice. Decizia Consiliului Superior al Magistraturii vine după ce fostul șef al DNA Ploiești, Lucian Onea, și fostul procuror Mircea Negulescu au fost audiați vineri la sediul parchetului general, în dosarul în care sunt anchetați pentru inducere în eroare a organelor judiciare. Anchetatorii susțin că Onea și Negulescu au constrâns o persoană să facă o sesizare falsă. Ulterior, aceștia au fost plasați sub control judiciar. Fostul șef al DNA Ploiești a demisionat în luna mai din funcție după ce parchetul general a început urmărirea penală în urma plângerii fostului deputat Vlad Cozma. Procurorul șef Onea Lucian mi-a spus și el cum o să-l facă pe Sebastian Ghiță, pe Victor Ponta, dar și că sora mea urmează să fie arestată dacă nu ascult cu mare atenție ceea ce mă sfătuiește el să facă. Vlad Cozma a scos la iveală și o înregistrare în care Mircea Negulescu își face planurile privind dosarul lui Sebastian Ghiță. Eu m-am gândit așa, dacă o punem într-un plic, okay, și o trimite un anonim. Unde? La DNA. Cu un scris pe un calculator. O foi? Păi ce vrei tu, pe stic, pe foi, pe să rup. În care se rezulte că este scrisul ăla. Sebastian Ghiță. Și că în perioada așa... DNA Ploiești nu a falsificat niciodată probe. S-a apărat șeful structurii, Lucian Onea. Acesta a susținut că procurorii au fost șantajați timp de două luni de către familia Cozma. În plus, Onea a mai spus că înregistrările cu Mircea Negulescu nu sunt făcute din perioada în care acesta lucra la DNA Ploiești. Reputația noastră profesională este pusă în joc. O să fie făcute verificări, o să se constate dacă acele probe sunt acolo și în ce modalitate probele au fost admise. Cei doi foști procurori au mai multe restricții, între care să nu comunice între ei și cu anumite persoane menționate în ordonanțe, să nu exercite profesia de procuror, să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme. Între timp, DNA a anunțat că face un control la Serviciul Teritorial Ploiești. Sunt vizate toate dosarele în care sunt implicați membrii familiei Cozma, dar și măsurile dispuse în acestea de fostul procuror șef Onea după data de 18 mai 2018. După lupte seculare și zeci de promisiuni deșarte, s-a întâmplat minunea. Loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda au fost deschise, iar România au încă 29 de kilometri de autostradă după 4 ani de așteptare. Vă lăsăm pe dumneavoastră să faceți împărțirea, să vă dați seama cam în ce ritm se fac autostrăzile în România și să calculați de câte milenii are nevoie țara noastră pentru a beneficia de o rețea de drumuri la nivel european. Loturile 3 și 4 ale autostrăzii Sebeș-Turda, care se întind pe 29 de kilometri, au fost în sfârșit definitivate. Cred că noi românii așteptăm ziua de 30 iulie, mai ceva ca, nu știu, ziua de 1 decembrie, pentru că vă dați seama, după 17 luni, România are 29 de kilometri de autostradă. Pare ireal în contextul în care în 2015 au fost 0 km, 2016 200 de metri de autostradă și 2017 17 km de autostradă. Ei bine, realizarea măreață câțiva kilometri de autostradă construiți în 4 ani a determinat pe muncitori să urle de bucurie. Vorba aceea, nu se construiesc în România în fiecare deceniu atât de mulți kilometri de autostradă. 1, 2, 3, 5. Deși bucuria e mare în rândul muncitorilor, veștile nu sunt deloc îmbucurătoare. Se va circula în continuare pe DN1 de la Sebeș la Aiud, în condițiile în care loturile 1 și 2, în lungime de circa 40 de kilometri, sunt realizate doar în procent de 50%. Mai mult, lucrările la autostrada Sebeș-Turda au fost demarate în anul 2014, iar loturile 3 și 4 ar fi trebuit să fie deschise circulației încă din 2016. Scene șocante, zeci de interlopi români au provocat o bătaie sângeroasă pe străzi. Mai mulți martori au sunat la poliție după ce bâte de baseball, sticle și scaune au început să zboare în aer, iar agresorii nu dădeau niciun semn că vor renunța la luptă. Avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional.
Iar cum e? Se pare că totul a degenerat din cauza unor neînțelegeri mai vechi dintre cele două clanuri. Aproximativ 50 de persoane nu au mai ținut cont de celelalte persoane aflate pe o stradă din orașul din nord-vestul Germaniei, iar în câteva momente a izbucnit o bătaie generală. Agresorii au folosit tot ce le-a stat în cale pentru a-și lovi rivalii. Bâte de baseball, sticle și scaune zburau pe lângă mașinile parcate pe strada respectivă. În doar câteva minute, poliția a intervenit cu forțe importante, moment în care scandalagii s-au împrăștiat pe străzi. 5 persoane au fost duse la spital, iar polițiștii au arestat 3 dintre agresori. Agenții au precizat că, de obicei, în astfel de cazuri, scandalagii nu doresc să coopereze în timpul anchetei, iar stabilirea cu exactitate a persoanelor implicate este dificilă. Aceasta nu a fost prima bătaie între clanurile de interlop din Germania. Un alt incident între aceștia a avut loc luna trecută în orașul Duisburg, chiar lângă sediul poliției. La sediul poliției rutiere din strada Udrișta a ajuns din nou fostul tenismen Ilie Năstase. Acesta era să fie amendat pentru trecere pe roșu. Potrivit datelor publicate de... E roșu. Am avocat? Da. De ce te-ai dat astăzi? Am plecat pe roșu. Vreau să ne spune de ce ați venit astăzi? Nu am consultat dosarul. Atât, haideți că e verde. În ce stadiu este? Sportivul a mers la sediul poliției rutiere din București să vadă care este situația celor două dosare penale deschise pe numele său acum aproape 3 luni, după ce a condus băut și s-a certat cu polițiștii. Astăzi, fostul tenismen era cât pe ce se amendă și pentru traversare pe culoarea roșie. Polițiștii nu au fost acolo să-l observe, așa că Ilie Năstase a scăpat. La sfârșitul lunii mai, Năstase a fost oprit de polițiștii rutieri de 2 ori în numai câteva ore. Coșmarul continuă pentru români. Robor, indiciul în funcție de care se calculează ratele creditelor în moneda națională, a crescut din nou. Acum a ajuns la valoarea de 3,47%. Săptămâna trecută, Robor a ajuns pe listele de pariuri. Economiștii spun că acesta va atinge valoarea de 4% în această toamnă. Indicele Robor la 3 luni a atins cel mai mare nivel din februarie 2014 până în prezent, potrivit datelor publicate de Banca Națională a României. Și economiștii spun că nu se va opri aici. Creșteri spectaculoase sunt așteptate și în perioada următoare, ceea ce duce la o incertitudine pe piața financiară. Mai mult, o casă de pariuri sportive a lansat săptămâna trecută o ofertă specială privind nivelul indicelui Robor la 3 luni. Eu personal, la început, am crezut că este o glumă. Dom'le, ce glumă mai fac românii, pariază pe Robor. Dar după aceea, când am verificat că știrea chiar este reală, mi-am dat seama că sunt, de fapt, motive de îngrijorare și îngrijorarea este generalizată. Pariorii au putut miza că indicele la 3 luni va atinge nivelul de 3,5% până la 31 iulie, iar până la finalul anului va atinge pragul de 4%. Cota de câștig era de 1,40 pentru persoanele care pariază că Robor la 3 luni va ajunge la 3,5% până la finalul lunii iulie și una de 2,75 pentru cei care vor preconiza că indicele nu va atinge acest prag până la 31 iulie. Așteptarea mea este că acest Robor va atinge 4% nu la sfârșitul anului, ci mult mai rapid. Deci dacă ar fi să parieze și nu stă în caracter pe o creștere a roborului, eu aș pune un pariu pe undeva prin toamnă. De asemenea, pariorii care vor alege să mizeze pe faptul că Robor la 3 luni va ajunge să atingă 4% până la 31 decembrie 2018 vor avea o cotă de câștig de 2,5, iar cei care vor paria că nu va atinge acest nivel vor avea o cotă de 1,5. Vineri, indicele Robor scăzuse la 3,45%. Totodată, indicele Robor la 6 luni a crescut luni la 3,53%, cel mai mare nivel din 5 martie 2014, când a fost de 3,61%. Încă un caz revoltător aruncă umbra asupra poliției române. La 3 luni după ce Estera, o fetiță de 5 ani din Baia Mare, a fost violată și ucisă, anchetatorii vin cu un anunț șocant. Nu au nici măcar un suspect. Sute de persoane au fost anchetate până acum, au fost ridicate și sute de mostre de ADN, însă tot nu există indivizi care ar putea fi pus sub urmărire penală în cazul oribilei crime din Baia Mare. La 3 luni de la tragedie, ucigașul Esterei este încă în libertate. Suspecții în adevăratul sens al cuvântului nu există. Există mai multe variante de lucru în acest caz. Suspect presupune, în limbaj de
procedură penală, începerea urmăririi penale față de o persoană. Au fost audiate sute de persoane și au fost ridicate spre comparație sute de mostre de ADN, dar nu apare vreo potrivire care să indice autorul. A declarat purtătorul de cuvânt al parchetului de pe lângă Tribunalul Maramureș. Estera a pierit pe 30 aprilie în Baia Mare. Moartea ei a stârnit durere, dar și furie în România. Copila, în vârstă de 5 ani, a fost violată, mutilată și ucisă cu sălbăticie. Principalul suspect al crimei a fost zile la rând un fost preot de aproximativ 50 de ani, văzut pe când pleca de mână cu micuța. Apoi, în cercul suspecților, a intrat chiar și tatăl fetiței. De altfel, la vremea respectivă, anchetatorii anunțau că au un număr mare de persoane în vizor. Probele ADN nu au putut incrimina însă pe niciuna dintre ele. Tot am așteptat să vie până la când m-am dus o cau. Am găsit pe moartă. Violată și băjăcorită. Mai bine muream eu. A fost lovită, era distrus, îmbaltă de sânge, era tot. Hainele, pantalonul era trase pe el jos, pantofa era luată din picioare afară. Criminalul a lăsat-o pe copilă fără suflare într-o clădire dezafectată situată foarte aproape de locuința familiei și de fostul combinat din Baia Mare. Moartea violentă a Esterei este cercetată de parchetul Maramureș. Autoritățile locale susțin că această crimă seamănă cu o alta comisă acum 7-8 ani în Baia Sprie. Autorul acelei fapte oribile a fost eliberat în primăvară. Estera ar fi trebuit să înceapă școala anul acesta în toamnă. Situația revoltătoare în Dâmbovița, o gravidă care trebuia să ajungă de urgență la București a trecut prin clipe de groază. Ambulanța care trebuia să o transporte a rămas pe șosea după ce a făcut pană. Gravida a fost nevoită să aștepte 2 ore până când o altă ambulanță a venit să o preia. Nu că a venit ambulanța, dar sunați, așteptați altă salvare. Păi aștept să vină un băiat la lăcar ca să îmi dea un cric. Păi da, ce făceați? Hal de țară! Ambulanța a făcut pană în apropierea orașului Răcari. Rudele femeii au venit la fața locului și au cerut socoteală șoferului. Tot scandalul a fost filmat de o persoană din anturajul gravidei. Femeia a fost nevoită să stea aproape 2 ore în ambulanță. Încolțit, șoferul le-a amenințat pe rudele femeii cu poliția. Dacă tu știi că n-ai cric, ca lumea, la ce pleci la drum? Să chem un echipaj de poliție ca să... Măi, dar ce să chem echipaj? Uite așa că... Păi m-aș putea să fiu operat pe inimă aici la tine. Se pare însă că problema nu era cricul. Are și cricul, dar... Și ce se întâmplă? Informația a fost validată și de către reprezentanții Serviciului Județean de Ambulanță Dâmbovița. Avea și cric și roată de rezervă. Nu știu ce s-a întâmplat. După aproximativ 2 ore, pacienta a ajuns la un spital din capitală. Serviciul de Ambulanță Dâmbovița transmite că în acest caz se face o anchetă internă. Se va întruni de urgență Comisia de Disciplină pentru a stabili circumstanțele în care s-a petrecut evenimentul nefericit, iar în consecință vom lua măsurile ce se impun. Rudele femeii spun că se gândesc să depună plângere și să acționeze în judecată Serviciul de Ambulanță Dâmbovița. Moarte suspectă în București, o femeie a căzut de la etajul 7 al unui bloc situat într-un cartier de la marginea capitalei. Deocamdată nu se știe de ce femeia a recurs la acest gest. Polițiștii au început o anchetă. Cadavrul a fost descoperit de vecini în spatele blocului. Oamenii au sunat la 112, însă medicii nu au mai putut face nimic. Cei care o cunoșteau spun că era liniștită și că nimic nu prevestea că avea de gând să ia această decizie. Zice că a avut un pic depresiv, așa din ce nu știu sigur ce să vă spun. Era în medical, a lucrat. Și era în medical și era singur acasă. Depresie, da. Din ce zice vecinii, nu? Da, ce să mai zicem, asta este. Ne-am trecut prin întâmplător pe aici și eu am aflat cu un părtuș și mi-a zis cineva, s-a aruncat o doamnă la etaj 8. Nu știu și pentru ce s-a aruncat. O tragedie foarte mare, o cunosc din vedere. Au repartit 5 copii, eu știam de 4, dar acum am auzit de 5. Nu știu nimic, nu cunoaștem. Îi cunoaștem ca oameni, bună ziua, atât. Poliția a început o anchetă în acest caz. Anchetatorii iau în calcul varianta sinuciderii, însă nu exclud nici alte ipoteze. Însă mai multe informații vor ieși la iveală după efectuarea necropsiei. Dezvăluiri incredibile despre otrăvirea fostului spion rus Serghei Skripal. O mașină cu numere de înmatriculare românești a fost văzută de mai multe ori în apropierea locuinței, cu o săptămână înainte de atacul neurotoxic.
Presa britanică face dezvăluiri uluitoare în cazul lui Sergei Skripal. O mașină cu numere de înmatriculare românești a fost văzută de mai multe ori în apropierea locuinței fostului spion. Potrivit martorilor, unul dintre pasagerii din mașină era o femeie. Un alt martor a afirmat că vehiculul a fost observat de 4 ori cu o săptămână înainte de incidentul neurotoxic. Polițiștii care îi caută pe cei care au încercat să-l ucidă pe Sergei Skripal și pe fiica sa, Iulia, studiază imaginele filmate de o cameră de supraveghere de la un service aflat în apropierea casei spionului. Ampla investigație cu numere de cod Operațiunea Fairline a costat deja 7,5 milioane de lire sterline. Otrăvirea lui Skripal și a fiicei sale pe 4 martie a provocat o criză diplomatică între Londra, aliații săi occidentali și Rusia, acuzată că a orchestrat acest atac. Cei doi au fost externați în mai. Mai mult, pe 30 iunie, un cuplu britanic a ajuns la spital din cauza aceleiași substanțe neurotoxice. Caz incredibil în București, un polițist care a făcut tratament cu acupunctură la o clinică din capitală a fost depistat cu HIV. Descoperirea a fost făcută în urma unui set complet de analize medicale efectuate după terminarea terapiei. Polițistul care lucra pentru poliția sectorului 1 suferea cumplit din pricina problemelor din zona cervicală, motiv pentru care a mers la o clinică privată din capitală care oferă servicii de acupunctură. După ultima ședință de tratament și-a făcut un set de analize și a primit o veste care a căzut ca un trăsnet asupra sa. Medicii au spus că este suspect de HIV. Polițistul a solicitat imediat repetarea testelor medicale. Autoritățile sunt acum în alertă și fac verificări pentru a afla câți pacienți au fost tratați cu aceleași ace de acupunctură la clinica respectivă. În luna iunie, mai mulți polițiști s-ar fi îmbolnăvit de TBC în arestul capitalei, virus luat de la o colegă infectată cu bacilul de tuberculoză. Continuă ancheta în cazul polițistei care și-a împușcat mama și propriul copil, după care s-a sinucis. Criminaliștii au revenit la locul tragediei în această dimineață. Potrivit anchetatorilor, femeia suferise o depresie extrem de gravă în urma nașterii. Bebelușul de numai 6 luni al polițistei din Bălești a murit la spital, unde fusese transportat în stop cardiorespirator și cu 2 rând la cap. Avertizăm, urmează detalii care vă pot afecta emoțional. Femeia locuia în Bălești și era ajutor șef al postului de poliție transport feroviar Târgu Jiu, iar de câteva luni se afla în concediu de maternitate. Aseară, fără ca nimic să anunțe tragedia ce avea să urmeze, polițista a luat arma soțului său și el, polițist, în localitatea Mătăsari și și-a împușcat mama, iar apoi a tras în propriul său copil un bebeluș de doar 6 luni. La scurt timp după crimă, polițista s-a sinucis cu același pistol. Tragedia a fost descoperită de soțul femeii, care fusese plecat la cumpărături. Tot el a și sunat la 112 și a anunțat ce s-a întâmplat. Vorbind, dacă vreți, de un caz unicat până acum în poliția română, eu nu mi-amintesc de o atitudine de acest tip. Sigur că e o tragedie, sigur că lucrurile astea trebuie monitorizate foarte, foarte atent ca să nu se repete. Polițista a fost găsită căzută lângă ușa de la intrarea în locuință, cu pistolul lângă ea, iar mama acesteia într-o cameră în pat. Ambele femei erau fără viață, iar bebelușul era în stop cardiorespirator și avea 2 leziuni la nivelul capului. Copilul a fost transportat de urgență la spitalul din Târgu Jiu, însă medicii nu au reușit să-i salveze viața. Este posibil să fie avut un conflict cu mama de aici, să fi izbucnit totul. Și este posibil ca acel bebeluș care mai trăia atunci când a fost descoperită fapta și care a fost dus la medic, din câte știu, dar a decedat între timp, să fi fost rănit dintr-un ricoșeu sau din cine știe ce alt gest de violență, iar femeia, când a conștientizat ceea ce a făcut, a urmat gestul suicidal. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, polițista a fost testată psihologic ultima dată în luna mai a anului 2017, înainte de a intra în concediu maternal. Vecinii și apropiații spun însă că, după nașterea copilului, starea femeii s-a schimbat radical și suferea de o depresie gravă. Sunt cazuri foarte delicate la un moment dat și sigur că majoritatea dintre noi ascundem aceste tipuri de comportament, dar ipotezele de lucru ale polițiștilor au fost 2. Inițial s-a luat în calcul și ipoteza de lucru în care soțul ar fi efectuat acest gest criminal, dar se pare că nu este valabilă această ipoteză și a rămas în calcul, în anchetă, ipoteza cu un pușcat copil, mamă și suicid. Din probele administrate până în prezent în această cauză nu rezultă elemente care să conducă la punerea sub învinuire a vreunei alte persoane, respectiv cel mai probabil soțul femeii decedate, agentul de poliție.
Zilele lui Liviu Dragnea ar fi numărate în fruntea scenei politice românești. Pe surse, între Călin Popescu Tăriceanu, Victor Ponta, Mihai Tudose și Vasile Blaga, ar fi avut loc mai multe întâlniri zilele acestea pentru a negocia o nouă majoritate parlamentară. Din alianță ar urma să facă parte mai mulți aleși PSD, fostul PDL, partidul lui Victor Ponta, Pro-România, dar și ALDE. Însă șeful Senatului neagă faptul că ar fi fost la astfel de întâlniri. Președintele Senatului și al ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, numește drept fake news zvonul potrivit căruia ar fi negociat destrămarea actualei coaliții de guvernare și formarea unei noi majorități parlamentare cu fostul copreședinte al PNL, Vasile Blaga, și cu președintele Pro-România, Victor Ponta. De câteva săptămâni circulă intens un fake news care este reluat periodic, în ciuda faptului că nu există niciun argument pentru a-i da crezare că aș fi negociat cu Vasile Blaga și cu Victor Ponta și că urmează destrămarea coaliției de guvernare și formarea unei noi majorități. Nimic mai fals și doresc să pun punct acestei campanii de fake news, scrie Tăriceanu pe pagina sa de socializare. Acesta susține că nu au avut niciun fel de întâlniri secrete între politicieni pe seama destrămării coaliției, mai ales că el a fost plecat în concediu. Coaliția dintre ALDE și PSD este solidă și are la bază câteva principii care ne și asigură o susținere populară masivă, așa cum au arătat-o și ultimele sondaje. Tăriceanu recunoaște însă că există diferențe de tactici, dar afirmă că din punct de vedere al obiectivelor strategice, există un acord puternic între ALDE și PSD. Președintele Senatului le-a mai transmis celor care vor să vadă stopată lupta împotriva statului paralel că nu le va merge cu tactica fake news. Toader iese la rampă după ce a respins toate cele patru candidaturi la șefia DNA. Ministrul Justiției spune că nu a fost deloc mulțumit de programele manageriale ale candidaților, așa că așteaptă alți doritori. Cât mai mulți ar vrea Dorel Toader. Să se înscrie cât mai mulți. Să se înscrie, evident, procurori care îndeplinesc condițiile legale și să-și facă program managerial din care să rezulte starea de fapt actuală a DNA-ului, din care să rezulte măsurile de îmbunătățire a activității, din care să rezulte și un grafic privind realizarea măsurilor de îmbunătățirea activității. Tudorel Toader a reacționat și față de afirmațiile procurorului Marius Iacob, care a declarat că sunt peste 300 de dosare la DNA care vizează magistrați. N-am ce să comentez, decât am aflat și eu că sunt 300, dar cred că a spus 300 de dosare care trebuie transferate și într-o cauză pot fi mai mulți făptuitori, autori, suspecți, ce ori fi dânsii. La momentul în care va avea loc transferul, sigur vom vedea la ce se referă respectivele cauze. Evident că și mie mi se par foarte multe. Evident că n-am știut niciunul dintre noi așa ceva și tot evident cred este și faptul că așa se poate justifica împotrivirea ca respectivele cauze, respectiva secție, să se înființeze la Ministerul Public. Cifra este uluitoare în condițiile în care în România activează circa 7.000 de magistrați. Rezultă astfel că aproape 5% dintre aceștia sunt vizați în dosare de corupție. Informația a apărut în condițiile în care Ministerul Justiției organizează un nou concurs pentru postul de procuror șef al DNA. CV-urile pot fi depuse în perioada 6 august-6 septembrie. Asta după ce cei patru candidați pentru postul de procuror șef al Direcției Naționale Anticorupție, procurorii Marius Iacob, Florentina Mirică, Elena Grecu și Cristian Lazăr, au fost respinși. Semnal de alarmă tras de ambasadorul României în Marea Britanie, Dan Mihalache, susține că sistemele politice tradiționale încep să se prăbușească în Europa. Multe țări încep astfel să adopte stilul de conducere al lui Vladimir Putin, avertizează ambasadorul. Potrivit lui Dan Mihalache, sistemele tradiționale bazate pe echilibrul stânga-dreapta sunt în colaps în multe țări din Uniunea Europeană. Aș enumera câteva forme care influențează securitatea colectivă. Prăbușirea sistemelor tradiționale bazate pe echilibrul stânga-dreapta în câteva țări importante din UE. Apariția și avansul luat de câteva partide atipice, vedeți cazurile din Italia, Franța sau Austria, derapajul clar de pe zona Europei Centrale și de Est spre zona iliberalismului. Nu aș spune neapărat că asta se întâmplă și în România. Ambasadorul observă că multe state adoptă stilul de guvernare
guvernare brevetat în Rusia de Vladimir Putin. Din punct de vedere al modelului de guvernare, Putin devine un model acceptabil, dacă nu chiar dezirabil, pentru o parte dintre europeni. Acest fapt se suprapune peste criza de leadership a spațiului occidental. Există forme de manipulare online pe lângă care propaganda stalinistă pare rudimentară. Aici lumea discută despre Catalunia, despre Brexit, mai spune Mihalache. Un pilot din China este considerat un adevărat erou după ce a reușit să evite ceea ce putea fi o adevărată tragedie. Conștient că elicopterul în care se afla nu mai putea fi redresat, pilotul a executat o manevră îndrăzneață și a prăbușit controlat aeronava departe de zonele populate. Elicopterul civil s-a prăbușit într-o parcare din Beijing după ce pilotul a reușit să îndepărteze aparatul de zbor de zonele aglomerate. Nici o persoană de la sol nu a fost rănită, dar patru oameni care se aflau la bordul aparatului de zbor s-au ales cu răni ușoare. Reprezentanții companiei au anunțat că în acest moment se investigează cauza producerii accidentului. Administrația Aviației Civile din China a deschis la rândul său o anchetă. Greșeală teribilă a noului ministru britanic de externe, Jeremy Hunt, și-a numit soția japoneză, deși aceasta este chineză. Gafa a fost făcută în fața unor oficiali chinezi, doar că ministrul a știut să repare rapid momentul cu zâmbete și scuze. My wife is Japanese. My wife is Chinese. Sorry, that's a terrible statement. Șeful diplomației britanice a încercat să facă o atmosferă plăcută în fața gazdelor la prima sa vizită oficială în China, la Beijing, și așa și-a adus aminte de soția sa, Lucia Guo. Doar că, în fața omologului chinez, Jeremy Hunt a spus că soția sa este japoneză, deși s-a născut în China. Gafa a provocat explozia de râs a gazdelor. Ministrul adresă ulterior, tot cu zâmbetul pe buze. My wife is Chinese and my children are half Chinese. And so we have... Ministrul britanic de externe Jeremy Hunt și soția sa Lucia Guo au împreună 3 copii. Omenirea trăiește pe datorie, iar resursele planetei noastre sunt aproape de final. Este semnalul de alarmă tras de Organizație de Mediu. La 1 august, omenirea își va fi consumat toate resursele pe care planeta le poate reînnoi într-un an și va fi poluat mai mult decât aceasta poate absorbi. Prin urmare, până la 31 decembrie, vom trăi pe datorie din resursele generațiilor viitoare, potrivit calculelor ONG-ului Global Footprint Network. Pentru a calcula această zi a depășirii, organizația ia în considerare amprenta de carbon și resursele consumate pentru pescuit, creșterea animalelor, culturi, construcții și utilizarea apei. Dacă oamenii din întreaga lume ar reduce la jumătate folosirea autoturismelor personale, folosind transportul în comun, bicicleta sau mersul pe jos, ziua depășirii ar avea loc cu 12 zile mai târziu. Dacă oamenii ar reduce la jumătate consumul de carne și ar înlocui dieta cu una vegetariană, ziua depășirii ar avea loc cu 6 zile mai târziu. Managerierea resurselor nu este diferită de administrarea unui buget, este vorba despre alegerile pe care le facem. Așa numita zi a depășirii are loc din ce în ce mai devreme în fiecare an. Anul trecut această dată a fost stabilită pe 2 august, iar în 2016 pe 3 august. În 1970 ziua depășirii a fost fixată pe 23 decembrie. Potrivit aceleiași organizații, emisiile de dioxid de carbon reprezintă cel mai important factor poluant. Situație șocantă în Italia. Unul dintre câinii erou care a scos oamenii de sub dărâmături în urma cutremurului de la Amatrice a fost otrăvit. Cazul a stârnit indignare, iar oamenii se întreabă cum de a fost posibil așa ceva. Activiștii pentru drepturile animalelor cer găsirea și pedepsirea criminalilor, dar și înăsprirea legislației în vigoare. Iar autoritățile la rândul lor promit că vinovații vor plăti scump pentru fapta lor. Caos, un ciobănesc german a fost considerat câinele erou al Italiei după ce a ajutat echipele de salvatori să găsească și să scoată de sub dărâmături victime ale cutremurului de la Amatrice de acum 2 ani. Alături de stăpânul lui Fabiano Ettore, Caos a fost printre primii care au ajuns la fața locului și a muncit fără odihnă săptămâni întregi pentru a ajuta echipele de intervenție. Trupul neînsuflețit al eroului patruped a fost găsit de stăpân în grădina casei. Nu am cuvinte, nu pot înțelege cum de a fost posibil un act atât de groaznic. A fost în viață până pe la 2 dimineața, l-am auzit lătrând. Reprezentanții ai asociațiilor pentru protecția animalelor îl numesc pe ucigașului Caos un criminal periculos și cer pedepse mai grele pentru cei care abuzează și ucid animalele. L-a ucis pe eroul care, alături de echipele de salvatori, a săpat în timpul acelor ore dramatice pentru a găsi supraviețuitori. Caos a salvat oameni, iar aceiași oameni l-au otrăvit. Nu vom avea pace până când nu se va face dreptate. Caos, în vârstă de doar 3 ani, a contribuit și la eforturile de salvare după un alt cutremur care a lovit Italia în octombrie 2016.
Brazilianul Neymar de la Paris Saint-Germain a recunoscut că a exagerat la faulturile la căror țintă a fost la Cupa Mondială din Rusia pentru a câștiga din nou simpatia iubitorilor de fotbal. Atacantul Braziliei a fost criticat și ironizat de întreg mapamundul în urma reacțiilor teatrale pe care le-a avut la turneul final din această vară. A sosit momentul să-i dau acum legătura colegului meu Silviu Mânăsire pentru a afla ce subiecte vor fi dezbătute peste doar câteva minute la emisiunea Dosar de Politician. Bună seara, Silviu! Bună seara, bună seara, telespectatorilor! O să discutăm despre personajul ocult al guvernării PSD, al guvernului Dăncilă mai exact, care a ieșit la suprafață cam de două săptămâni, apare în emisiuni de televiziune, explică cum este cu economia, explică cum este cu mafia, da, mafia care luptă împotriva PSD-ului, vorbește despre mafia din energie, despre mafia de pe piața gazelor, din piața de telecomunicații, un personaj sulfuros condamnat la 8 ani de închisoare cu executare, nu este o sentință definitivă, un personaj care, ce să vedeți, acum 2 ani și mai bine chiar 3 ani, a fost arestat din fața televiziunii noastre, B1 TV. Este vorba de Darius Vâlcov, care astăzi, într-un gest aproape fără precedent, i-a chemat pe miniștrii guvernului Dăncilă în ședință. Deși oficial Vâlcov este doar consilierul doamnei Dăncilă, dânsul se pare că este cel care ține ședințele de taină ale guvernului PSD ALDE. Doamna Dăncilă ar fi participat la ședința pe nepusă masă de astăzi doar 10 minute, după care Vâlcov ar fi intrat în scenă și ar fi tras de urechi pe miniștrii cu privire la măsurile pe care le au în guvern. Așadar, cine este Vâlcov? Cine l-a reactivat de fapt pe Darius Vâlcov și care sunt de subtul declarațiile acestui domn Vâlcov, declarații extrem de interesante făcute în ultimele săptămâni. Mulțumesc, Silviu, te urmărim cu mare atenție. Până atunci vorbim și despre un succes de răsunet pentru cel mai nou film din seria Misiune Imposibilă. Pelicula cu Tom Cruise a ajuns pe primul loc în box-office-ul nord-american. Lungmetrajul are încasări record de 61,5 milioane de dolari în weekendul premierei. Always fear. Cel de-al șaselea film din seria Mission Impossible, Mission Impossible Fallout, cu Tom Cruise în rolul lui Ethan Hunt, a avut un debut de succes la lansarea pe marele ecrane în acest weekend. În acest nou film al seriei, Ethan Hunt și echipa sa, specializată în spionaj în condiții extreme, demarează într-o cursă contra cronometru pentru recuperarea plutoniului furat de o organizație teroristă internațională. Pelicula, regizată ca și episodul precedent de Christopher McQuarrie și filmată în mare parte în Franța, a încasat 61,5 milioane de dolari în cinematografele din Statele Unite și Canada de vineri până duminică. Stare de urgență în California. Incendiile au devastat 10.000 de hectare de teren. Cel puțin 6 persoane au murit până acum, însă bilanțul este unul provizoriu. Incendiul CAR, așa cum l-au numit pompierii, a mistuit în ultima săptămână 10.000 de hectare și a ajuns la periferia unui oraș cu 90.000 de locuitori. 3.500 de pompieri și o escadrilă de 17 elicoptere specializate în stingerea incendiilor intervin la fața locului pentru a încerca să stingă incendiul. Vântul, canicula și umiditatea scăzută îngreunează misiunea pompierilor. Aceștia se plâng că lucrează ture de peste 48 de ore și doar adrenalina îi mai ține în picioare. Leonard Moti, un oficial local din California, a declarat că nu a văzut niciodată un așa foc. Președintele Donald Trump a declarat stare de urgență în zonă, astfel încât să poată fi folosite resurse federale în lupta cu flăcările. De la începutul acestui an și până acum, în California au fost înregistrate peste 3.300 de incendii de vegetație. 3 morți și 7 răniți grave este bilanțul tragic al unui atac armat produs în fața unui centru comercial din New Orleans. Poliția transmite că are în vizor 2 suspecți pe care îi caută. Firing indiscriminately into a crowd, shooting 10 people, killing 3, that's personal. Locuitorii din New Orleans sunt șocați. Incidentul s-a produs într-o zonă aglomerată aproape de cartierul francez. Șeful poliției din New Orleans, Michael Harrison, a declarat că 2 bărbați înarmați cu o pușcă și un pistol au tras la întâmplare. 2 bărbați și o femeie au murit pe loc. Alte 7 persoane, 5 bărbați și 2 femei au ajuns la spital. 4 dintre ele au fost transportate cu mașini private, iar 3 cu o ambulanță. De asemenea, șeful poliției a mai comunicat că una dintre persoane a fost operată și se află în stare critică, iar celelalte 6 sunt în situații dificile, dar în niciunul din cazuri nu este viața pusă în pericol. Cei 2 suspecți s-au făcut nevăzuți imediat după atac, iar poliția încă îi caută.
Japonia se află în stare de alertă. Cel puțin 24 de persoane au fost rănite în urma unui taifun care a avut loc pe insula Kyushu din sud-vestul țării. Pagubele materiale lăsate în urma tragediei sunt uriașe. Pe insula Kyushu, vântul puternic și precipitațiile abundente au provocat un taifun care s-a soldat cu 24 de răniți și pagube materiale uriașe. În unele zone s-a decis evacuarea populației de teama producerii unor inundații sau alunecări de teren. Precipitații puternice s-au înregistrat în special în prefectura Nara din vestul Japoniei. Companiile aeriene Japan Airlines și All Nippon Airways au anulat unele zboruri de pe aeroporturile din sud-vestul Japoniei, iar traficul feroviar a fost și el parțial suspendat, totul pentru a reduce orice risc de accidente. Meteorologii au anunțat că temperaturile vor crește substanțial după trecerea taifunului. În centrul Japoniei, în regiunea Hokuriku, s-au înregistrat temperaturi de aproape 40 de grade Celsius. La mijlocul lunii iulie, zeci de persoane au murit în urma unui val de caniculă care a afectat Japonia imediat după inundațiile masive din vestul țării, soldate cu 224 de morți. Final de jurnal, doamnelor și domnilor. Nu uitați, rămâneți alături de noi peste doar câteva minute. Începe emisiunea Dosar de Politician cu Silviu Mănăstire. Noi ne revedem mâine dimineața la ora 10, când vă aștept din nou. O seară minunată tuturor!